Ludovic Orban, lovituri sub centuri pentru Călin Popescu-Tăriceanu, să vedem cum va explica. Președintele PNL, Ludovic Orban, îi dă o lovitură grea lui Călin Popescu-Tăriceanu, îi amintește legea care a statuat înființarea pilonului 2 de pensii a fost adoptat pe vremea când era el premier. Orban se întreabă cum va explica Tăriceanu faptul că la 10 ani distan va susține posibilitatea trecerii contribuției de la pilonul 2 către pilonul 1. Nu înțelegem cum poate un băiat de mingi al PSD, pe numele lui Tăriceanu, ce altfel nu pot să le denumesc, să sprijine o asemenea inepție economică. În condițiile în care legea care a statuat înființarea pilonului 2 de pensii este adoptat în perioada guvernării liberale, când domnul Tăriceanu era prim-ministru. Cum o să explice el tuturor acelora cărora le explica acum 10 ani care este avantajul acestei reforme liberale în domeniul pensiilor, ce acum nu mai este necesar pilonul 2 de pensii? PNL respinge categoric acest tentativ de furt din banul privat al contribuabilului la pilonul 2 de pensii pe care pune la cale PSD cu aliacii săi, arată Ludovic Orban.